Probabil că una din cele mai mari tentații și ispite pe care noi le avem în viață este atunci când avem în față o destinație, când vrem să ajungem undeva. Haideți să fim onești, suntem foarte tentați să găsim anumite variante mai scurte. Există de regulă un drum clasic, există de regulă o cale care duce spre destinația aceea, spre obiectivul acela, dar noi românii punem totul la îndoială. Și întotdeauna ne gândim, bă, poate că există o variantă mai bună, poate că există o variantă mai scurtă. Și de foarte multe ori, în vari domenii în viața noastră, suntem tentați și ispitiți nu să mergem pe drumul neapărat bun, ci pe drumul cel mai scurt. Și asta, să știți că uneori în viață ne creează mari probleme. Dați-mi voi să pornesc cu câteva lucruri pe care le găsim în viața practică, da? De exemplu, ești în școală, da? Începe școala, ai auzit foarte bine, Doamne ajută-ți! Noi vă binecuvântăm, cei care am trecut și am terminat. Da, suntem într-o perpetuă școală numită școala vieții, din care avem de învățat în fiecare zi și în care Dumnezeu ne spune și ne formează și pe noi. Dar să zicem că ești la școală și ești la materia preferată a celor care sunt așa mai umaniști, matematica. Avem și un profesor de matematică, frate Bohoș, Domnul să te binecuvânteze. Dar pentru mine întotdeauna matematica a fost o piatră, adică a fost ceva crunt. Mi-a fost unii care dau din cap, mă înțeleg, mai ales copiii aici. Urmează M1 și M2, o să vedeți pe ce e vorba. Ei, există întotdeauna, de exemplu, tentația când ai de făcut un exercițiu, da? Trebuie să faci un exercițiu. Și în școală ești învățat să mergi pe un anumit tipar, să faci scăderile, înmulțirile, să faci, mă rog, chestiile alea, să le ajungi la rezultat, dar trebuie să urmezi niște pași. Știți care e mare tentația multor astăzi în epoca tehnologiei? De ce să stai, omă, să calculezi aici minus, să adun zerourile? Avem calculator. Și avem întotdeauna o scurtătură cumva prin care noi vrem să ajungem la rezultat. Poate că pe termen scurt astăzi te ajută că îți termini mai repede ceea ce ai de făcut tema, dar pe termen lung o să-ți dezvolți o capacitate incredibilă de a nu avea habar cum să rezolvi o problemă. Scurtăturile în viață, să știți că nu sunt întotdeauna cel mai bun lucru. Bun, hai să lăsăm pe tinerii noștri cu școala să nu-i supărăm prea mult. Să zicem că a fost vară, au fost concedii și ai luat kilograme în plus. Și ai mai pus pe lângă alea care au mai fost puse. Și ți-ai tot propus obiective să slăbești. Acum, varianta clasică și cea mai bună și cea mai sănătoasă este să străbați minunatul ăsta oraș pe jos, de exemplu. Sau să te duci să faci mișcare. Dar dacă nu vrei să faci lucrul ăsta, tu ca român ce faci? Te gândești la o metodă. Bă, cum pot să slăbesc și să nu fac efort? Asta e ceva, o chestie utopică. Și atunci vreau să vă spun că la dispoziția noastră, medicina ne-a pus tot felul de așa zise rețete minunate. Există fel și fel de pastile de slăbit. Nu știu dacă știți, dar există un fenomen, există un medicament creat pentru diabetici, Ozempic se numește, și o deveni viral, adică scos la rând, la un moment dat acum se pune problema să fie interzis, doar cu o anumită prescripție specială să fie dat, pentru că oamenii noștri s-au prins că poți să slăbești de la el. Da, e adevărat, poți să slăbești, nu știu, 10 kg în 2-3 luni de zile, luni medicamentul ăsta, e sănătos? Nu. Dar rezultatul? Adică suntem foarte ispitiți în viață, dragii mei, să o luăm pe scurtături. Unii poate o zic, bă, știi ce, mă duc în Turcia. Rezolv două lucruri deodată, și părul și stomacul. Știți că în Turcia deja se zvice complet, all inclusive, nu la turism, ci și la medicină mai nou. O luăm pentru că tendința noastră, repet, e să luăm pe drumul mai scurt. Ce efort, ce mișcare, ce dietă, ce regim, o rezolvăm. Acum, suntem în plină campanie electorală și prezidențiabilii noștri mai toți au ceva fain în dosar, și anume titlul de doctor. Marea problemă este că prin anii 90 au făcut-o așa, pe bandă rulantă. Problema este că acum, luându-le la puricat o doamnă care e foarte vigilentă în domeniul ăsta, o descoperi că marea majoritate a doctoratelor politicienilor noștri sunt cum? Plagiate. Copy-paste.
Da, oamenii ăștia au ajuns să aibă diplome, au ajuns să aibă titlul doctor, profesor, universitar, dar totul este pe o scurtătură mincinoasă în viață. Acum nu mai știu cum să se dezică de doctoratele alea. Ba cineva spunea, am auzit un comentator recent zilele acestea, zice, astăzi în clasa politică e o mândrie să spui că n-ai doctorat. Adică e singurul care n-am doctorat, zice, de toți candidații, adică e o virtute. Imaginați-vă în ce derizoriu s-a adus această, dacă veți instituția, această, dacă veți acest titlu academic de doctor, ceea ce trebuia să fie un premiu al excelenței a devenit o chestie de banalitate, de ridicol. Și de ce? Pentru că foarte mulți oameni, în loc să stea în bibliotecă, să se închide, să citească, să studieze, au ales varianta scurtă, varianta scurtăturilor, la compromisului în viață. Vrei să te îmbogățești rapid, în alt domeniu. Știți care este marea propunere, marea ofertă pe care ți-o oferă? Orașul ăsta și nu numai, România întreagă, ascultați-mă, n-am crezut vreodată că o să aibă ceva succes mai mare ca farmaciile în România. Există ceva mai prezent pe străzile orașelor din România decât farmaciile. N-am crezut că o să bată catena, dar jocurile de noroc, ruletele, pariurile sportive au înțesat toată România. Ce ți oferă? Ce-ți propun lucrurile acestea? Bă, trebuie să te îmbogățești. Orice om care activează într-un anumit domeniu financiar vrea să se îmbogățească, vrea să ajungă să aibă realizări. Și ce-ți propun lucrurile acestea? O variantă scurtă prin care să te îmbogățești. De fapt, prin care vei ajunge să fii robit. Pentru că oameni buni, în viață, repet, sunt două modalități de a ajunge la un obiectiv. Pe drumul cel bun, pe drumul principiilor sau pe scurtături. Și din păcate la asta am devenit de foarte multe ori specialiști. Haideți să luăm domeniul sportiv. Există foarte mulți oameni care vor și visează să devină campioni. Unul din ei, care a fost considerat un mare campion, poate cel mai mare campion în domeniul ciclismului, Lance Armstrong, a câștigat 7 tururi ale Franței, record absolut în domeniul acesta. Un om care avea un contract cu Nike de peste 100 de milioane de dolari pe an. O vedetă internațională. Știți ce s-a descoperit? Că de fapt omul ăsta a ajuns la acest succes, știți cum? Nu pe calea cea bună, nu pe calea cea corectă, ci prin doping. Și pe cât de mare a fost faima și gloria, pe atât de mare e rușine astăzi. E huiduit porunde e prins. Și de ce? Pentru că a ajuns în viață la un moment dat să își dorească să ajungă la succes pe scurtătura asta numită compromis. Dragii mei, din punct de vedere spiritual vreau să vă spun că lucrurile nu stau diferite și în ceea ce ne privește pe noi. Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne propune la un drum. Ne cheamă la un drum. Dumnezeu ne cheamă la un drum al principiilor, Dumnezeu ne cheamă la un drum al călăuzirii. Dumnezeu vrea să ne aducă dintr-un loc și să ne aducă într-un alt loc. Știți care este marea tentație pe care eu și cu tine o avem? Ascultați-mă aproape zilnic. Este să găsim o variantă mai scurtă decât calea presărată cu prescripțiile lui Dumnezeu. Și asta este marea tentație pe care o avem toți. Acum, se întâmplă ceva foarte interesant. Atenție, după 430 de ani, după 430 de ani de robie și de umilință și de sclavie, poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, trăiește ziua în care Dumnezeu le spune, astăzi veți ieși din Egipt. Hai să plecăm la drum. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că e o zi extraordinară. Dar Dumnezeu, în timp ce scoate poporul din Egipt, spune cuvântul lui Dumnezeu că face ceva interesant. Și spune versetul 17. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care ce face? Pe drumul care dă în țara filistenilor, adică drumul cel mai scurt. Măcar zice Biblia că era mai aproape. Și a zis Dumnezeu, trebuie să-l duc pe un alt drum. Ajută-mă, te rog, Maria, cu o hartă, foarte scurt să vedem despre ce e vorba. Da? Oameni buni, cea mai scurtă variantă pentru poporul evreu să ajungă în țara promisiunii, în țara făgăduinței, în țara Canaan, era efectiv prin partea aceasta. Pe coasta Mării Mediterane, Gaza, țara filistenilor, și dintr-o dată puteau să ajungă foarte scurt, un drum ușor, fără obstacole, puteau să ajungă în țara Canaan. Asta era varianta scurtă. Dar Dumnezeu zice, nu, eu am un alt plan. Eu vreau să vă duc pentru un alt loc. Tot acolo o să ajungeți, dar e pe un alt drum. Când Dumnezeu te cheamă să mergi undeva după El, când Dumnezeu te cheamă să îți împlinești destinul, când Dumnezeu vrea să te binecuvânteze și spune, vino
pentru că am pregătit pentru tine ceva, țara făgăduinței. Există două variante. Să mergi pe drumul tău, pe drumul scurt, sau să-L asculți pe Dumnezeu și să mergi, după cum vedeți, printr-un drum șerpuit, care la un moment dat trece, știți pe unde? Prin Marea Roșie. Care durează mult mai mult. Știți ce am învățat, dragii mei, în anii ăștia de umblare cu Dumnezeu? Că pe Dumnezeu nu-L interesează atât de mult geografia. Pe Dumnezeu nu-L interesează, dacă vreți, chestii topografice deloc. Pe Dumnezeu nu-L interesează, spun încă o dată, geografia. Pe Dumnezeu îl interesează teologia. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, pe drumul acela, ascultați-mă, nu e o călătorie strict geografică, e o călătorie spirituală. E o călătorie în care Dumnezeu vrea să formeze, în care Dumnezeu vrea să dezvolte poporul lui, să crească în anumite lucruri. De aceea, mesajul meu simplu pentru dumneavoastră în seara aceasta este intitulat și mai simplu sub acest mesaj: Dumnezeu nu te duce pe scurtături. Când Dumnezeu te călăuzește, când Dumnezeu te cheamă să mergi după El, ascultă-mă bine, drumul ăla cu Dumnezeu nu e un drum cu scurtători. Ți-ai dori. Întotdeauna ascultă-mă și la orice pas vei găsi un drum care, Doamne, știi, dar dacă mă duc pe acei, tot acolo ajung. Și Dumnezeu spune, nu, tu vii după mine. În relația cu Dumnezeu, în împlinirea, ascultați-mă, a menirii vieții noastre, în împlinirea chemării noastre, Dumnezeu niciodată nu ne duce pe scurtători. Și vreau să vedem de ce. Sunt trei motive pe care le-am descoperit din textul acesta și vreau să înțelegi, ăsta este principiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te duce pe scurtături în viață. Dumnezeu niciodată nu o să aleagă drumul cel mai ușor pentru tine. Dumnezeu o să aleagă drumul cel mai bun. Spune Psalmul 23, David, El mă conduce pe cărări de care? Ușoare, scurte. Nu! Pe cărări cum? Drepte. Din pricina cui? Din pricina numelui Său. Una e ușor, alta e drept. Uneori ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu poate fi un drum sinuos. Ceea ce pentru tine îi spune, Doamne, de într-o săptămână pot să ajung. Dumnezeu spune, poate să răbă 2 ani. Pentru că ascultă-mă ce spun. Pentru Dumnezeu e foarte important. În ochii lui Dumnezeu nu e importantă doar destinația. Pentru Dumnezeu contează și drumul. Noi vedem numai destinația. Dumnezeu spune, eu pe drum vreau să te învăț niște lucruri. De-aia fac cât mai lungă posibilă călătoria asta și nu o să ajungi la destinație până când nu ești pregătit. Dumnezeu nu te duce pe scurtători. Și primul lucru, primul motiv pentru care o face în direcția asta, ascultă-mă, este acesta, simplu. Pentru că vrea să ne desprindem de anumite lucruri. Dumnezeu vrea să ne desprindem de anumite lucruri. Cineva a constatat foarte fain și sintetic, aș putea să spun, într-o singură frază, o idee care am putea o dezbate în 3 tratate de teologie. Lui Dumnezeu i-a trebuit o singură noapte să scoată poporul evreu din Egipt. O singură noapte. Știți câți ani i-a trebuit să scoată Egiptul din poporul evreu? 40 de ani. Într-o singură noapte, fizic vorbind, Dumnezeu scoate poporul, trece Marea Roșie. Dar lui Dumnezeu, ascultați-mă, i-a trebuit 40 de ani să scoată Egiptul din poporul evreu, din inima lor, din mintea lor, din preocupările lor. Desprinderea, dragii mei, nu e doar un eveniment. Desprinderea asta de Egipt, desprinderea asta de ceea ce ai fost, de omul cel vechi, nu e un proces ușor. Nu e doar un eveniment, gata, într-o singură seară ai experimentat puterea lui Dumnezeu, ai plâns, te-ai convertit, ai făcut botezul și o terminat. Nu, e un proces. E un proces de durată. Și în acest proces, dragii mei, se vor întâmpla lucruri. Pentru că Dumnezeu vrea să ne desprindem de lucrurile acelea. De-aia Dumnezeu nu ne duce pe drumul cel scurt. Putea Dumnezeu să se ducă prin țara filistenilor 100%. Era drumul cel mai scurt, era drumul cel mai ușor, da. Dar nu era drumul cel mai bun pentru ei. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru tine, ascultă-mă ce spun. Chiar dacă ție ți se pare că nu-i bine. Uitați-vă, vă rog, un lucru în Exod, capitolul 14, cu versetul 13, care întărește ideea aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în felul următor, ascultați-mă, poporul evreu, zice cuvântul Domnului, că pornește ascultând glasul lui Dumnezeu și la îndemnurile lui Moise, se duc, spune Biblia, pe drumul pe care Dumnezeu îl alege. Și se duc undeva la un moment dat și ajung în fața Mării Roșii. Și din spate, zice cuvântul lui Dumnezeu, că Faraon a scos garda grea, a scos carele de război, luptătorii și au venit înspre ei. Și dintr-o dată și-a sprins sandwich și speriați, în fața ei marea, în spate ei Faraon care vine furios. Și la un moment dat, știți ce se spune Moise?
în autoritatea lui Dumnezeu, Moise a răspuns poporului: să nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci, atenție, și îmi place expresia asta, căci, zice, pe egiptenii aceștia, pe care i-ați văzut de 430 de ani și ați auzit, mai bine zis, că nu vă puteați uita în ochii lor, că erau stăpâni și voi sclavi. Dar ascultați ce spune Dumnezeu, zice Moise, pe egiptenii aceștia nu-i vei mai vedea niciodată. E ultima zi în care îi mai vedeți. Și într-adevăr, dragii mei, din punct de vedere fizic, e pentru ultima dată când poporul evreu mai vede egiptenii. Dar spune Biblia că au trecut Marea Roșie. Și repet, fizic nu mai erau în Egipt. Fizic nu i-au mai văzut pe egipteni. Nu i-au mai văzut niciodată. Dar știți care e durerea? Că ăștia îi poartă pe egipteni după ei. La câteva zile după ce pornesc prin pustiu, după cântarea aia de orice foarte faină lui Moise și a Mariei, spune cuvântul lui Dumnezeu că au început ce să facă. Ascultați aici. Versetul 3, Exod 16. Copiii lui Israel au zis: cum de n-am murit noi loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre de carne, când mâncam pâine, ne săturam? Căci ne-ați adus în pustiul acesta ca să face să moară de foame toată mulțimea asta. Era mai bine de noi în Egipt. Îi apuc amintirile. Pe ăștia îi chinuiesc ca pe aia pe vremuri, știți, trupa aia celebră. Îi chinuiesc amintirile. Schinuiți de amintiri. Fizic, ascultați-mă, ei nu mai sunt lângă poporul evreu, dar emoțional și în memoria lor, poporul egiptean rămâne acolo prezent. Înțelegeți că Dumnezeu uneori ne duce pe un drum foarte sinuos, pentru că, deși fizic ne-am despărțit de anumite lucruri, din punct de vedere emoțional și sunt punți spirituale care încă nu s-au rupt. Vreau să înțelegi bine lucrul acesta. Există oameni care s-au despărțit fizic de lume, nu mai merg la discotecă, nu mai merg în cluburi, dar ascultați-mă, încă e acolo lumea, îi bântuie. Și Dumnezeu spune: trebuie să te duc prin traseul ăsta pentru că vreau să te învăț, trebuie să te desprinzi de lucrurile acelea. Ele nu mai sunt fizice, dar sunt emoționale, sunt spirituale. Fiți atenți, și de ce spun asta? Pentru că poporul evreu nu s-a desprins așa de ușor. În Exod capitolul 32 spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise e pe munte să dea Dumnezeu legea pe muntele Sinai și spune cuvântul Domnului că o zis poporul: Baron, știi ceva? Nu știm ce s-a întâmplat cu Moise, a murit 100%, și o știi ceva? Fă-ne un Dumnezeu. Spune Biblia că au zis: fă-ne un Dumnezeu. Și au zis: hai, fă-ne un Dumnezeu. Nu, fiți atenți, zice Biblia în versetul următor, versetul 2. Ce au făcut? Fiți atenți. Aron le-a spus: faceți colecta. Versetul 3, spune mai departe. După ce au făcut colecta, și-au scos toți cerceii de aur din urechi și i-au dus la Aron. Și în versetul 4 spune că au făcut ceva. Ei l-au luat din mâna lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut ce? Un vițel. Dintre toate reprezentările posibile ale lui Dumnezeu în lumea asta, de ce credeți dumneavoastră că ăștia au ales taman un vițel? Te rog să mă ajuți la proiecție, Maria. Și de ce? Pentru că, ascultați-mă, unul dintre zeii Egiptului, unul dintre cei mai venerați zei din Egipt era zeul fertilității, care reprezenta sub forma unui vițel. Apis este numele acestui zeu. Dumneavoastră înțelegeți că oamenii ăștia, când au plecat din Egipt și au ajuns pe drumul acesta cu Dumnezeu, nu doar că, ascultați-mă, fizic au fost despărțiți, dar emoțional și spiritual încă Egiptul avea influența asupra lor. Au zis: fă-ne un vițel. Și au zis: ăsta e Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. De unde aveau modelul? Simplu, l-au avut lângă ei 430 de ani. Egiptenii au adorat un vițel pe post de Dumnezeu și au zis: împrumutăm. Înțelegi de ce Dumnezeu nu te duce pe drumul cel scurt? Înțelegi de ce Dumnezeu nu te vindecă pe loc instantaneu câteodată? Înțelegi de ce Dumnezeu nu-ți rezolvă problemele alea stridente care tu spui: Doamne, acum, dacă săptămâna asta... Și Dumnezeu spune: trebuie 4 luni de zile, poate. Și de ce? Că trebuie să te desprindă de anumite lucruri. Și ăsta e un proces, ăsta nu e un eveniment. Au fost 430 de ani robi. Și ascultați-mă, au trebuit să se confrunte acum cu un nou statut, cel de oameni liberi, dar n-au știut să umble ca oameni liberi. Au fost tentați mereu și mereu să se întoarcă în robie. Asta e mare problemă. Au oamenilor smuși de Dumnezeu, eliberați de Dumnezeu, că se întorc uneori, au tendința, desprinzându-se, se întorc înapoi în Egipt.
Și dacă știți, există o comunitate numită Amish în America, au rămas ca în secolul 18. Hai cel mult 19. Ăștia nu acceptă electricitatea, nu acceptă internet, telefon, toate sunt păcate. Trăiesc ca în urmă cu 300 de ani, vorbind tehnologic. Sunt comunități foarte mari, mai ales în Statele Unite ale Americii. În Pennsylvania, acolo sunt cei mai mulți probabil. Și ce interesant cu Amish, comunitățile de Amish, sunt atât de izolați, nu acceptă pe nimeni. Dar tinerilor lor, și ce fac cu ei? Înainte ca ăștia să se boteze, în comunitatea lor, în stilul lor foarte bigot, nu mai vorbesc de absurditățile teologice și modul în care interpretează uneori Scriptura, că putem să prezentăm aceste 10 liste, dar le oferă tuturor tinerilor un an de zile de grație. Au zis, vă dăm bani, plecați în lume. Și au zis, gustați să vedeți cum e libertatea. Și ce se întâmplă cu tinerii ăștia? Crescuți 18-19 ani, fără telefon, fără internet, fără nimic. Gândiți-vă, tot comunitatea e viața lor. În momentul în care pășesc afară, cei mai mulți în prima lună se întorc. Nu le mai trebuie. Cei mai mulți, 96% din ei se întorc înapoi în comunitățile de Amish. Deși e absurd, e bigos teologic pe arătură. Știți de ce? Pentru că intră direct într-o lume pe care nu o înțeleg, pe care nu o cunosc și nimeni nu le explică cum e să trăiești în libertate. Și de ce Dumnezeu nu i-a băgat direct în țara Canaanului? Pentru că Dumnezeu a zis, eu am nevoie cu poporul acesta, trebuie un drum, trebuie un timp să se desprindă de mentalitatea de rob și să învețe să trăiască ca un popor liber. De-aia Dumnezeu nu intervine când vrei tu uneori. Ascultați-mă, diavolul, pe de altă parte, să nu credeți că renunță așa ușor. Bă, milosmus Dumnezeu din mână la evanghelizare. Milosmus Dumnezeu la o rugăciune din mână. Ce credeți că diavolul vrea să ne lase? Spune cuvântul lui Dumnezeu, ascultați ce spune cuvântul Domnului în Exod capitolul 14 cu 5. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după toate urgirile, după toate plăgile acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Faraon, zice, și-a pregătit carul de război și a luat oamenii de război cu el și au ales 600 de cai de luptă cu oamenii aleși de toate carele Egiptului în care erau luptători. De ce? Pentru că ascultați motivația din versetul 5. S-a dat de știre împăratul Egiptului că poporul a fugit. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce-am făcut? Ce-am făcut de a-m lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Adică noi nu mai avem robi? Adică acum nu mai avem pe sclava aia evreică să vină să ne măture în casă? Nu, cine mai spală hainele? Noi după cine mai strigăm? Nu, cine mai fac piramidele? Nu, cine mai construiesc străzile? Bă, aduceți înapoi evrei! Pentru că, dragii mei, vreau să înțelegi, exact asta este perspectiva diavolului despre tine și despre mine. Din momentul în care Dumnezeu ne-a smuls, din momentul în care Dumnezeu ne-a scos din Egipt, să nu crezi că o să zică diavolul, bă, l-am pierdut și pe ăsta, asta e, se mai întâmplă. Nu! Au venit după ei, zice Biblia. Să nu crezi că diavolul renunță așa de ușor la tine? Să nu crezi că e mulțumit prin faptul că acum tu ai trecut Marea Roșie? Nu! Va încerca în permanență, prin toate modalitățile, prin toate ușile, ascultă-mă ce spun, să te aducă înapoi. Și culmea este că oamenii ăștia, prin amintiri distorsionate, își doresc să se întoarcă înapoi în Egipt. Asta e marea ispită, asta e marea luptă a unui credincios. Și ascultă-mă, dacă diavolul nu te poate scoate fizic din biserică, dacă nu te poate duce înapoi în discotecă, înapoi în club, înapoi în curvie, înapoi în beție, înapoi în minciună, dacă nu poate, ascultă-mă ce spun, și ce o să facă? O să te lase aici, dar o să încerce să schimbe mintea într-un mod foarte distorsionat. Spunea Harry Nowen, mi-a plăcut așa de mult ce spunea omul acesta și ce a zis? Este în felul următor, cea mai mare ispită a fiului risipitor când se întoarce acasă, știți care este? Nu să se întoarcă în lume. Cea mai mare ispită a fiului risipitor când se întoarce acasă nu-i să se întoarcă în lume înapoi, ci ascultă-mă, să nu devină fiul cel mare. Că unii trec dintr-o extremă în alta. De la nimic nu-i păcat, la totul-i păcat. Probabil că ați urmărit imagini cu viralizate de-a dreptul cu oameni care spun că el, chiar l-am auzit pe cineva, că el nu-i de acord, domnule. Cum adică nu-i de acord? Cancer?
Să ajungă aia care beau cafea? El care n-a băut 20, o să vedeți gura asta mea, de 20 de ani n-am pus gram de cola și de cafea. 99% din cultul pentecostal nu o să intre în rai atunci. E păcat. Există tentația asta și el povestea înainte cum, cât era de bețiv, cât era de fumător, cât era de distrus. Și dintr-o dată auzi, și cafeaua e păcat. Cea mai mare ispită a fiului risipitor când se întoarce acasă e să nu devină exact ca fratele la mare, ranchiunos, legalist. De ce Dumnezeu nu ne duce pe scurtători? Pentru că vrea ce să facă? Să ne desprindă de Egipt. Mai apoi, în al doilea motiv pentru care Dumnezeu nu ne duce pe scurtături în viață, ci alege drumul mai lung, mai sinuos, mai teologic, dacă vreți, nu geografic, pentru că vrea mai apoi să descoperim anumite lucruri. Dumnezeu vrea să ne desprindem de anumite lucruri, dar apoi un alt motiv pentru care Dumnezeu alege drumul mai lung, dar atenție, bun, e pentru că vrea să descoperim anumite lucruri. Moise este, dacă vreți, primul din toți oamenii aceștia, din milioane de evrei care ies din Egipt, care începe să descopere anumite lucruri. Moise, imaginați-vă, e omul ăla a cărui tranziție în viață spirituală, o putem rezuma în felul următor. Omul care a auzit vorbindu-se despre Dumnezeu devine omul căruia Dumnezeu îi vorbește la rugul aprins și mai apoi omul care vorbește cu Dumnezeu, cum? Gură către gură. Și Moise îl descoperă etapizat pe Dumnezeu, etapă cu etapă, cunoaște și descoperă tot mai mult din Dumnezeu. Dar, dragii mei, știți ce au descoperit oamenii aceștia, poporul evreu? Și de ce Dumnezeu a dus pe drumul acesta? Pentru că Dumnezeu a vrut ca ei să descopere ceva. Și ascultă-mă, tu ca și credincios, scos de Dumnezeu, din Babilon, din Egiptul lumea acesteia, Dumnezeu vrea să-ți descopere niște lucruri. Și trebuie să ai ochii deschiși. De exemplu, un lucru pe care oamenii ăștia îl descoperă, dragii mei, este, dacă vă uitați în felul următor, este o schimbare a percepției asupra fricii. Pentru că spune cuvântul Domnului în Exod capitolul 14 cu 10 că poporul evreu când aud că egiptenii vin după ei, au început să se îngrozească. I-au apucat groază, i-au apucat tremuratul, striga către Moise de disperat și îs. Să tem de egipteni, e cel mai tare. Mai tare ca unii de soacră. Mai tare ca de Anaf. S-au temut groaznic de egipteni. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Vă rog să vă uitați la paralelismul dintre versetul 10, Exod 14 cu 10. Și vă rog să vă uitați mai apoi la versetul 31. De cine se tem în versetul 10? De egipteni. În Exod capitolul 14 cu versetul 31 spune că Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul. De cine se teme acum? De cine se teme? De Domnul. Ce descoperă oamenii ăștia? Descoperă frica de Dumnezeu, nu de oameni. Dumnezeu ne duce pe drumul ăsta mai sinuos, mai lung, mai șerpuit uneori. Știți de ce? Pentru că vrea să descoperim. Și Dumnezeu în cazul ăsta vrea ca oamenii ăștia să descopere frica de Dumnezeu, să vadă puterea lui Dumnezeu. Uitați-vă la un Iacov care Dumnezeu îi spune după 20 de ani să-ți întoarcă acasă. Și eu mă imaginez că Iacov și-a imaginat un drum foarte fain, cu flori prevăzut, previzibil, cu o etapă la, nu știu, la iartă-mă, emisiunea de pe vremuri, nostalgie, știți, cu împăcare, cu flori, cu totul. Nu, nu, nu a fost așa. Zice Biblia că la un moment dat se face noapte și Esau vine cu 400 de oameni și ăsta e îngrozit, e speriat. E speriat de Esau, îngrozit de Esau. Și acolo noaptea aia, la un loc aparent întâmplător ales de el, numit Peniel. Ce face? Ce face Iacov? Iacov care se teme înainte să intre în noaptea aia, omul ăsta care se teme de Esau, tremură efectiv de Esau. Spune Biblia că dimineața, când realizează că cel în fața căruia sta și cu care s-a optat este nimeni altul decât Dumnezeu. Spune, am văzut pe Dumnezeu față în față și am rămas în viață. Wow! Din momentul ăla lui Iacov nu mai este frică de Esau. Pentru că ai nevoie de un drum din ăsta, nu pe scurtături, un drum uneori mai lung, presărat cu incidente aparent, presărat cu anumite stări grele în viață, cu anumite cicluri pe care nu le poți înțelege uneori. Și de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să treci de la frica de oameni la frica de Dumnezeu, să descoperi anumite lucruri. Gândiți-vă la ucenicii pe mare, un alt caz clasic. Dumnezeu a zis să trecem pe partea cealaltă. Nu putea Dumnezeu, care e suveran, stăpân și atotputernic, să le dea așa o călătorie ca pe croazieră, cum merg ai noștri în Israel, știți? Și acolo cântăm cântările, că și-o am fost. A fost foarte fain. Bă, ce valul poate să fie pe lacul ăsta Genezaret?
Păi chiar fain aici, aveam și box, am și cântat. A fost foarte fain, adică a fost, ți era mai mare dragul să călătorești. Și am zis, e foarte fain, nu? Imaginați-vă la niște pescari de profesioniști care toată viața au pescuit acolo pe lacul Genezaret. Zice Biblia că Iisus a zis, haideți în corabie și Iisus doarme. Și încep valurile și încep furtunile. Doamne, chiar e nevoie de asta? Doamne, chiar e nevoie și de asta? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că așa de tare, mă, ăștia au văzut furtuna în viața lor, că sunt pescari. Dar așa ceva nu mai văzut, că zice Biblia că s-au speriat, s-au îngrozit. Și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim! Și s-a ridicat Iisus și a certat vântul și marea și s-a liniștit și s-a culcat înapoi loc. Și zic ăștia, unul către altul, cine e ăsta? Cine e ăsta? De la ascultă și am înțeles că l-o vindecat pe ăsta, am înțeles. Am înțeles că are putere să ridice un paralitic, asta am înțeles-o. Am înțeles că poate scoate draci din... Dar să potolească, să poruncească vântului și mării? Cine asta? Am avut un moment în viață când mi s-a părut că îl înțeleg pe Dumnezeu. Că mi s-a părut că îl cunosc pe Dumnezeu bine, că totul e previzibil. Și Dumnezeu m-a trecut prin anumite furtuni. Și spre surprinderea mea, furtunele acestea n-au avut ca scop să văd cum îi bate pe alții care mi-au făcut mie probleme de m-au băgat în furtuni. Știți care a fost șocul meu cel mai mare? Să descoper măreția lui Dumnezeu. Eu am creștin, știu că Dumnezeu e mare, dar n-am știut că e așa de mare. Eu am știut că Dumnezeu e sfânt, dar n-am crezut că e atât de sfânt. Pentru că și ce se întâmplă? Descoperi. Ce descoperă oamenii ăștia când Dumnezeu desparte mările apele Mării Roșii în două? Wow! Am înțeles-o aia cu plaga, am înțeles-o aia cu musca câinească, am înțeles cu broaștele, am înțeles cu apa Nilului făcută în sânge, am înțeles și aia, am înțeles și aia, am înțeles cu moartea întâilor născuți. Dar așa ceva? Ce descoperă oamenii ăștia? Ce mare e Dumnezeu! Dumnezeu alege drumul ăsta pe la Marea Roșie. Și de ce? Pentru că vrea să descoperi ceva. Pentru că Dumnezeu vrea să descoperi ceva. Și ce vrea să mă descopere Dumnezeu ceva aici? Nu numai nouă, ci și dușmanilor noștri. Asta vă place. Hai să fim onești. Așteptam un amin din ăla. Ascultați aici. Se duce Moise cu un toiag înaintea lui Faraon. Zice, Domnul, du-te spune lui Faraon că te-am trimis eu. Doamne, ești sigur, dar eu trimite, mă, du-te. Și se duce Moise cu toiagul înaintea lui Faraon și zice Faraon, proroc, așa vorbește Domnul. Ăsta cu preoții lui acolo, cu toată ceata. Și zice, așa vorbește Domnul, a zis Domnul să lași poporul să plece în pustiu să se închine. Zice, a zis Faraon, Exod capitolul 5 cu versetul 2, cine ăsta? Foarte arogant, a zis Faraon. Auzi, a zis Faraon, cine este? Cine este Domnul ca eu să ascult de glasul lui? Auziți? Și să las pe Israel să plece și zice, eu nu? Ce? Eu ce nu cunosc? Nu-l cunosc. Serios, nu-l cunosc pe Domnul ăsta. Hai, plecați. Asta este prima întâlnire intermediată a lui Faraon cu Dumnezeu. Nu știe, nu? Dumnezeu spune însă, auziți în Exod capitolul 14, textul pe care l-am citit, zice, și o să știe Faraon și poporul evreu cine sunt eu. Și a început treptat, treptat, cu toate plăgile, dar au zis, pe ultima nu o să uite. Pentru că o să o descopere cine sunt eu. Dumnezeu ne duce pe drumul ăsta, ascultă-mă, mai sinuos în viață, aparem cu probleme, cu necazuri, să uită ăia care nu ne vor binele și a spus, bă, sunt pierduți, sunt terminați. Dar de fapt Dumnezeu, ascultați-mă, are o lecție pentru ei în primul rând. Ne descoperă nouă puterea Lui, dar și o descoperă și față de ei. Știți ce e interesant? Ascultați-mă, 430 de ani evreii și-au dorit să fie ca egiptenii. Când ești rob, vrei să fii liber, corect? Când cineva te exploatează, visezi la ziua în care tu să fii omul care să nu mai fie exploatat. Eu sunt foarte convins că 430 de ani ăștia în timp ce făceau pe cărămii să uitau la ei cum mergeau cu maibacurile pe drum. Și zic, bă, ce fain viața ăștia, mă. Și să văd că generație după generație evreii au domolit un complex de inferioritate față de egipteni. Bă, ce fain în viața ăștia.
Dar ascultă aici. După 430 de ani în care evreii practic și-ar fi dorit să fie ca egiptenii, vine o zi în care sub mâna lui Dumnezeu egiptenii își doresc să fie evrei. Sau măcar nu mai vor să fie egipteni. De groază. Tare mult te rog, ajută-mă cu versetul 25 din Exod, capitolul 14. Fiți atenți. Când Dumnezeu, zice Biblia, că a început să le-a desfăcut roție de la cariu, care a intrat în mare, Dumnezeu a început să lupte pentru poporul evreu și să se lupte cu egiptenii. Zice Biblia că a scos roțile carilor care le-a îngreuiat mersul. Ascultați aici, vă rog. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci cine? Domnul se luptă pentru el împotriva cui? De ei ce erau? Însă atâta de îngroziți că vorbesc despre ei la persoana a treia. Egiptenii, zice, Dumnezeu are probleme cu egiptenii. Deci însă atât de șocați și de speriați că și-o dori să fie, s-o dezis, noi nu suntem egipteni. Pentru că Dumnezeu își arată puterea. Dar știți, vei spune, ok, Doamne, am înțeles, asta a fost o demonstrație de forță pentru egipteni, dar mai este o semnificație. Ascultați un lucru fain că l-am descoperit cercetând textul ăsta biblic. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ce a făcut Dumnezeu armatei lui Faraon a avut repercursiuni nu doar pe plan local, ci și regional. Iosua, capitolul 2, cu versetul 9, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu, e vremea lui Iosua, trimite două iscoade la Ierihon. Și acum fiți atenți. Spune Biblia că Rahav vorbește cu cele două iscoade. Știți ce le zice? Nu era Facebook pe vremea aia, nu era TikTok, nu era televiziune, nu era Google, dar auziți. Știu că Domnul va da țara aceasta că își ne-au apucat ce? Groază. Ne-au apucat groaza de voi și toți locuitorii tremură înaintea voastră. Mai departe, spune, fiindcă ce am auzit, fiți atenți și detaliu, ce o marca pe oamenii ăștia? Ce? Am auzit cum? La ieșirea voastră din Egipt. Nu menționa plăgile. Atenție! Știți ce au menționat oamenii ăștia? Am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Am auzit asta. Dacă n-ar fi mers pe drumul ăla spre Marea Roșie, dacă ar fi luat-o pe scurtătură să meargă direct în țara filistenilor, știți cum îi așteptau? Bă, dar cine sunteți voi, mă? Vreți bătaie? Haideți încoace! Dar auziți, experiența lor, drumul ăla mai lung, mai sinuos, dar în care Dumnezeu își manifestă puterea și în care Dumnezeu luptă împotriva egiptenilor, au ajuns, zice Biblia, să fie cunoscut în toată regiunea Orientului Mijlociu. Și spune cuvântul Domnului, zice, am auzit ce a făcut Dumnezeu pentru voi și de aia ne-a apucat groaza. Deja bătălia era câștigată, psihologic ăștia erau terminați. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu descoperă. Dumnezeu își descoperă puterea. De ce ne trece Dumnezeu prin drumul mai lung și nu scurtă? De ce nu-i bine să o iei pe scurtătură? Pentru că Dumnezeu are ceva în plan. Dumnezeu vrea să te desprinzi, Dumnezeu mai apoi vrea să descoperi. În timp ce călătorești cu Dumnezeu, ascultați-mă, înveți mai multe lucruri despre El. Zice, și Pavel spune, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum când ești mare, m-am maturizat, văd lucrurile altfel. Pentru că această umblare cu Dumnezeu, pe drumul tău cu Dumnezeu, vei descoperi mai mult, mai mult, mai mult din Dumnezeu. Și în timp ce tu descoperi, ascultă-mă, vor vedea și cei care au ceva cu tine. Cine e Dumnezeu? Și ultimul lucru. Dumnezeu nu te duce pe scurtător și vreau să înțelegi bine de ce. Știi de ce? Pentru că nu doar vrea să te desprinzi de Egipt, să nu duci Egiptul cu tine și uneori trebuie lui Dumnezeu uneori ani de zile să termine procesul ăsta în viața ta, apoi ca să descoperi anumite lucruri, dar Dumnezeu nu te duce pe scurtături. Și de ce? Pentru că vrea să ne deprindem cu anumite lucruri. Ai nevoie să deprinzi. Oameni buni, pe un drum de 3 km nu înveți mari lucru. Dar pe un drum de 1000 de km deprinzi niște lucruri. Sunt lucruri pe care le deprinzi, sunt lucruri pe care începi să le vezi. Știți ce, la ce s-au deprins oamenii ăștia?
să se încreadă în Dumnezeu. Au trebuit să se deprindă în toți anii ăștia, în toată umblarea lor, de-aia Dumnezeu a făcut drumul mai lung, de-aia Dumnezeu a prelungit anumite etape, pentru că Dumnezeu a vrut ca poporul să se deprindă cu anumite lucruri și primul din ele și cel mai important, să se încreadă în Dumnezeu, să vadă puterea lui Dumnezeu. Știți, este un episod absolut fascinant, zice cuvântul Domnului că la un moment dat, când Dumnezeu îi trimite să meargă practic prin sud-est, nu prin nord-est, îi trimite pe la Marea Roșie, zice Biblia, că ajung într-un punct mort. Uneori Dumnezeu te aduce într-un punct mort, de fapt ca să te scoată viu. Știți ce interesant zice Biblia? Că ăștia ajung la un moment dat sprinși la mijloc. În față-i Marea Roșie. În spate-i Faraon. Nu mai unde să plece. Culmea, dacă vă uitați geografic, toate spun că la un moment dat sunt între două creste montane. Ei sunt într-o vale, în față-i Marea, în spate-i Faraon. N-ai prins în menghina asta. Și se întâmplă ceva interesant. Și ce spune cuvântul Domnului că se întâmplă? Versetul 19. Îngerul lui Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu, Exod capitolul 14 cu 19, Îngerul lui Dumnezeu care mergea, cu unde mergea? Înaintea taberei, ce a făcut? Și-a schimbat locul. Și unde s-a dus? Și-a stat înainte, în spatele lor. Știi ce e mai greu uneori când pornești pe un drum și ești călăuzit și vezi Îngerul Domnului care e cu tine și zice Biblia că era în stâlp de nor ziua și noaptea și îi conduce. Auziți? Ajungi la Marea Roșie și dintr-o dată Îngerul Domnului dispare și nu mai e în fața ta. Și zici, unde ne ducem? E mare în fața ta. Și pe vremea nu era așa merșeic, nici Hurgada. Era un pustiu. Și Biblia că oamenii ăștia sunt efectiv copleșiți. Dar unde se duce Îngerul Domnului? Unde? Spate. Pentru că Dumnezeu trebuie să le țină spatele. Când Dumnezeu nu e în fața ta, când nu-L vezi înaintea ta, ascultă-mă ce spun, Dumnezeu e în spatele tău și te protejează. Mai mult de atât, ascultă-mă ce spun în această zi, că nu există o cale, Dumnezeu face o cale. Și dacă trebuie să o facă prin mijlocul mării, o va face. Când nu există o cale, Dumnezeu va face o cale. Înțelege lucrul ăsta. Pentru care toată puterea în cer și pe pământ. Dacă trebuie prin mare, dacă trebuie prin pustiu, spune în Isaia 43 cu 19, iată că voi face ceva nou și gata să se întâmple un drum prin pustiu și râuri în locuri săcetoase. Dacă trebuie, Dumnezeu face asta. Am un prieten cu care m-am întâlnit el la nuntă, era și locația pe care el o are, un restaurant cu două săli de nunți foarte mare, pe un spațiu mare și mi-a povestit Dorel, am băgat toți banii în business-ul ăsta înainte de pandemie. M-am luat împrumut, nu numai ce aveam eu, vorba de miliarde și miliarde, am băgat, am zis că dau lovitura. Și când aveam, zice, nunți programate, pregătit totul, a venit pandemia, dintr-o dată s-a închis totul. Și am zis, s-a terminat. Falimentul scrie pe mine. S-a închis tot, dacă vă aduceți în minte, după câteva luni de zile, guvernul a venit cu o prevedere. Atât m-am rugat, Doamne, îs prins, îs blocat, îs terminat, nu mai am nicio șansă. Știți, uneori Dumnezeu te duce într-un punct mort și nu mai vezi niciun drum, e semnul că Dumnezeu vrea să facă un drum. Și a zis, s-a dat la un moment dat un decret care spunea următor, se pot face nunți, dar numai în aer liber. Și trebuie să fie nu știu câți metri pătrați la numărul de participanți. Costel știe că am fost acolo împreună ieri. Locul pe care îl are omul acesta, pe lângă cele două săli de nunt, cred că are vreo 3-4 hectare liber, spațiu mare. Auzi? Săli mari din toată zona Bucovinei au fost închise luni și luni și luni și luni de zile. Auzi? La mine, dintr-o dată, am avut și două nunți pe zi. Nu mai știam cum să-i programez. Tu de la 10 la 4, tu de la 5 la 10. Pentru că aveam dintea mai spațiu. Și-a zis, Dorel, când m-a binecuvântat Dumnezeu în câteva luni de zile, ani de zile am socotit că probabil aș fi adunat. Ceea ce părea să fie falimentul vieții mele, ceea ce părea să fie cea mai proastă investiție pe care am făcut-o, s-a dovedit a fi cea mai inspirată. Știi de ce?
Pentru că Dumnezeu, când tu nu mai vezi nicio cale, Dumnezeu poate să facă o cale. Zici, dacă trebuie să mergi, știți pe unde? Direct prin mare. Dumnezeu spune, Dumnezeu, vă duc și pe acolo. Pentru că Dumnezeu, ascultă-mă, ne duce pe drumul ăsta, nu pe scurtător, ci Dumnezeu ne duce pe drumul mai lung uneori, mai sinuos. Și de ce? Pentru că vrea să ne încredem în El. Pentru că vrea să ne punem încrederea în El. Am un prieten care locuiește în Tecuci, Cipriu îl cheamă. E conducătorul Bisericii Betania. Pe el Dumnezeu l-a chemat în slujire, deși nu a vrut. Avea un job foarte, foarte bine plătit, dar Dumnezeu l-a tot constrâns și l-a strâns la menghină până când a zis, Doamne, ok, facă-se voia Ta. Eu am vrut pe a mea, dar dacă nu, fie a Ta atunci. Și a zis, din momentul în care am început să-L slujesc pe Dumnezeu și încet, încet să renunț la job, a zis, am trecut prin niște experiențe foarte dificile. Nu mai vorbesc de problemele cu biserica unor, că oamenii nu te înțeleg ceea ce vrei să faci. Și am avut atâtea momente în care aproape în fiecare zi îmi dădeam demisia. Nu știam cum să-mi formulez, să scriu pe comitet, azi eu mă retrag, plec la biserică. Și a zis, punctul culminant, zice Dorel, a fost în urmă cu 4 ani jumate. Și a zis, se leagă și de tine cumva. Și am zis, cum așa? Mă știu cu el, dar nu mi-a spus până acum detaliul ăsta. A zis, Dorel, ascultă aici. În ziua aceea, când m-am trezit într-o dimineață, am zis, Doamne, de data asta e ultima dată. Eram foarte bolnav, nu numai că financiar, nu numai că relațional, nu numai că emoțional, eram praf, dar au zis, m-am îmbolnăvit foarte tare, foarte tare. Mi-a făcut un set de analize și așteptam să vină rezultatul. Și am aflat că vii la evanghelizare la Râmnicelu, în județul Buzău. Și mă sună un prieten, zice, bă, mergem și noi la evanghelizare. Au zis, bă, hai să mergem, poate mă întărește și pe mine Domnul. Zis, Dorel, am venit, nu sunt niciodată. În timp ce stăteam în biserică, în timpul programului de laudă și închinare, mă tot gândeam și mă uitam pe telefon, tot din 5 în 5 secunde, să văd dacă nu vin rezultatele, pentru că mi-a spus medicul, trebuie să-ți vină rezultatele și în funcție de ele știm dacă e foarte grav sau... O trecut timpul de laudă și închinare și o zis, ai început să predici. Și la un moment dat îmi intră mail-ul și primesc pe mail cele mai proaste rezultate, analize cu putință posibile. Am crezut că mă prăbușesc. Și am zis, Doamne, știi ceva? Nu mai înțeleg nimic. Chiar mă retrag cu totului. O zis, nici nu m-am uitat bine la cititul analizelor, că te aud pe tine zicând. Și ce dacă analizele nu ți-au ieșit bine? Dumnezeu are ultimul cuvânt, nu medici. Oameni buni, nu mi-am pregătit aia în predică, nici n-am știut. Știți când am aflat? Acum, după 4 ani de zile, mi-a spus. Momentul ăla. O zis, citeam analizele și te-am auzit pe tine și m-am... Pe cine cred? Zic, am închis telefonul, chiar dacă sună groasnic, chiar dacă scrii groasnic, tu ai ultimul cuvânt. Dumnezeu a lucrat miraculos în viața lui, Dumnezeu s-a atins de el, e sănătos, e viu, e puternic, îl slujește pe Domnul. De ce ne trece Domnul pe aici? De ce nu ne lasă Dumnezeu pe scurtături și de ce? Pentru că trebuie să înveți să te încrezi în El. Să spui toată încrederea în Dumnezeu. Ca poporul evreu să se mai încreadă în ei și în arme și în aliați și în, nu știu, conexiuni externe, ci doar în Dumnezeu. Știi de ce face Dumnezeu asta? Pentru că vrea să deprinzi încrederea în El, lăuda să fie Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Dar știi și de ce mai vrea Dumnezeu și cu asta vreau să închei? Știți de ce? Pentru că, dragii mei, nu doar vrea să te deprinzi, să te încrezi în El, dar Dumnezeu vrea, ascultă-mă, să te deprinzi, să te închini înaintea Lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că după episodul acesta în care oamenii ăștia văd înghițită toată oastea și călărimea lui Faraon și toată mândria militară a Egiptului, zice cuvântul lui Dumnezeu că atunci când au ajuns la mal, spune cuvântul lui Dumnezeu că știți ce s-a întâmplat? Versetul 1 din capitolul 15, imediat, instantaneu, penticostal am zis,
Că nu a fost programat în puncte programul ăsta. Imediat, zice, cum au văzut că apele Mării Roșii, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-au adunat înapoi. Apropo, știți ce consta minunea asta lui Dumnezeu? Noi credem că Dumnezeu m-a usuflat și cumva înotau peștii până lateral pe acolo. Și erau, știți, ca la oceanografele acelea unde te duci prin tunel și vezi rechine și faci selfie și pozezi. Nu! Spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 15 cu versetul 8, la suflarea nărilor tale, zice Moise, că asta e cântarea lui Moise, s-au îngrămădit apele, s-au ridicat talazurile ca un zid, și un detaliu aici, și s-au închegat ce? Dacă citim cu atenție, asta înseamnă a înghețat oameni buni. Asta înseamnă s-a solidificat apa. S-au făcut blocuri de gheață. Unde? Într-o zonă călduroasă, într-o zonă unde e arșiță. Dumnezeu, auziți, le-a dat și aer condițional ăștia. O zis, bă, nu vă trec, vă trec și cu climă dacă trebuie. Asta e puterea lui Dumnezeu. O zis, și când oamenii ăștia, zice Biblia, că s-au închegat valurile în mijlocul mării, s-au solidificat dintr-o dată. Wow. Și au trecut, spune cuvântul lui Dumnezeu, și când au ajuns pe malul celălalt, Dumnezeu, în timp ce poporul egiptean împreună cu oastea și călărimea lui urmăreau în mare, Dumnezeu a zis, ok, înapoi, adunați-vă. Se topesc blocurile de gheață și oamenii ăștia sunt ghițiți. Și în momentul ăla, zice cuvântul lui Dumnezeu, atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta și zice, au zis, voi cânta Domnului căci și-a arătat slava năpusit în mare pe cal și pe călăreți. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă, El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. Și începe o cântare extraordinară, Moise o compus pe loc, o cântare. E prima cântare consemnată în Sfânta Scriptură, e cântarea lui Moise. De unde se naște cântarea asta? Dintr-o experiență frumoasă, fabuloasă cu Dumnezeu. De unde se nasc cele mai frumoase cântări pe care noi le cântăm și astăzi? Știți de unde? Din experiență unor oameni cu Dumnezeu, nu pentru că au mers pe drumul cel mai ușor în viață, nu pentru că au dormit 8 ore și au primit o strofă dintr-un verset, nu! Nu duc o mers și o stat pe mol toată ziua și o venit seara să compun o cântare. Nu! Cele mai puternice cântări, cele mai glorioase, cele mai cutremurătoare cântări și care au un impact puternic, ascultă-mă ce spun, cele mai puternice cărți despre Dumnezeu s-au născut nu în liniștea bibliotecilor, ci în încercările și loviturile vieții. Moise, dragii mei, când a văzut puterea lui Dumnezeu, când a văzut minunea lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, a început să cânte. Wow! Să mai citești ce a făcut Maria? Nu, nu-i voie. Nu-i voie. Versetul 20. Vă las pe voi să citiți. Exod 15 cu 20. Prorociță? Pe asta îmi băgau la disciplină, la comitet. Ce-a făcut prorocița? Ia. Timpane? Jucând? Și te-a băgat lumea în biserică, aplaudă, dați seama. Maria e prima la pus la disciplină atunci. Oameni buni, când îl vezi pe Domnul la lucru, când vezi puterea lui Dumnezeu manifestându-se în viața ta, nu-ți mai pasă de ce cred oamenii. Când vezi slava și gloria lui Dumnezeu, când vezi biruința lui Dumnezeu, nu te mai interesa de ce spune sau alții, încep să-L lauzi pe Dumnezeu, încep să cânți, încep să proclam numele lui Dumnezeu, asta face Moise. Știi ce interesant? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, un lucru absolut fascinant. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, dacă asta e prima cântare consemnată în Biblie, ultima cântare consemnată în Biblie, ascultați, Apocalipsa 15:1, apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgici din cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu și am văzut, spune Biblia, ca o ce? Ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu lăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biritorii fiarei și a icoanei ei și ai numărului numelui ei, spune, ei ce făceau? Ce cântau ăștia în cer? O zis, bă, Cornelu, ce-și de cântarea lui Moise? Hai să o cântăm și pe aia. Spune Biblia că în cer au zis după biruință, ce au cântat? După ce Dumnezeu i-a scos, după ce Dumnezeu i-a eliberat de sub puterea fiarei,
Spune cuvântul lui Dumnezeu că auziți, au cântat două cântări. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, ei cântau cântarea cui? Cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului. Pentru că ascultă-mă, când Dumnezeu te duce pe drumul acesta, nu doar că îl descoperi pe Dumnezeu și descoperi puterea lui Dumnezeu, nu doar că Dumnezeu vrea să te desprindă de anumite lucruri, dar ascultă-mă, Dumnezeu vrea să dobândești anumite lucruri, să înveți să te închini înaintea lui Dumnezeu, să înveți să proclami pe Dumnezeu, să slăvești pe Dumnezeu în orice condiție, în orice circunstanță. Zice Biblia, auziți oameni buni, învățați, vă rog, citiți cântarea lui Moise, că trebuie să o cântăm în cer. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Doar că vom fi acompaniați de lăutele lui Dumnezeu, spune versetul 2. Wow! Toți suntem ispitiți să o luăm pe scurtătură în viață. Iisus oare a fost ispitit? Știți care e un moment în care Iisus este ispitit? Spune ca și noi, toate feluri, dar fără păcat. Știți când? În grădina Ghețimani. Tată, eu știu că pentru asta am venit, dar dacă există o scurtătură, dacă există o altă cale, depărtează de mine paharul ăsta. Dar Tată, nu voia mea, ci ce faci când ești ispitit să o iei pe un drum mai scurt în viață? Ce faci când ești ispitit să te compromiți cu o minciună, să ajungi la rezultat, dar știi că nu e ok? Ce faci când ești ispitit să obții ceea ce îți dorești, dar asta înseamnă un drum al compromisului? Poți într-o lună, în mod normal ar trebui în 4 ani. Ce faci când ai o licență de dat? Citesc, mă pregătesc sau cumpăr? Ce faci când ești în compromis? Fă ce a făcut Iisus, roagă-te. Hai să facem și noi asta. Hai să ne ridicăm înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te duce pe scurtături. Niciodată când Dumnezeu te călăuzește, nu o să te călăuzească pe scurtăturii viață. Dumnezeu alege, da, un drum unor mai lung. Și de ce? Pentru că Dumnezeu știe de ce ai nevoie. Nu o lua pe scurtături în viață, pentru că o să ajungi să regreți. De fapt, ascultă-mă ce spun. Ceea ce numești tu scurtătură, tu ce spui? Fac mai puțin timp. Știți care e concluzia serii? În loc să crești timp, vei pierde timp. Când mergi pe scurtături în viață, în loc să câștigi timp, vei pierde timp și e un timp prețios. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost la un moment dat o mamă disperată să devină. S-a rugat lui Dumnezeu împreună cu soțul ei și numele este Rebecca. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că soțul ei era Isaac și s-a rugat ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și la un moment dat Dumnezeu, zice Biblia, că i-a binecuvântat-o cu 2 gemeni. Și erau în pântecele ei și au început să existe o luptă acolo. Și au zis, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu zice că Rebecca s-a dus foarte interesant, s-a dus să vorbească cu Dumnezeu. Doamne, ce-i cu ei? Ce se întâmplă aici? Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 25 cu versetul 21. Vreau să citim și după aia vreau să ne rugăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, dragii mei, că femeia aceasta, Rebecca, s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Zice că și împreună cu Isaac, zice că s-a rugat Domnului pentru nevasta să căcera stearpă și Domnul a ascultat. Nevasta lui a rămas însărcinată. Versetul 22. Spune cuvântul Domnului, copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus, ce să facă? Să întrebe pe Domnul și a făcut foarte bine. Versetul 23 spune cuvântul lui Dumnezeu și Domnul i-a zis, fii atent, ascultă-i, Rebecca, 2 neamuri sunt în pântecele tău și 2 noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și atenție la detaliul ăsta. Și cel mai mare va fi ce? Va fi păstrat la mic? Nu invers. Cel mai mare va sluji celui mic. O știu Rebecca asta? De când s-au născut cei 2? O știu Isaac, 100%. Ce au făcut? În loc să-i pregătească de mici și să spună, ascultă aici, sau fie atent, Dumnezeu ne-a zis că binecuvântarea trebuie să o primească Iacov, dar și pentru tine să știi că Domnul are pregătit. Dacă oamenii ăștia, dacă părinții ăștia ar fi pregătit terenul în an de zile, n-am fi ajuns la ce s-a ajuns. Trece timpul, ăștia nu au mai zis nimic, măcar că o știu voia lui Dumnezeu și prorocia lui Dumnezeu. Și-o zis? Și ce-a făcut? Într-o zi a zis Rebecca,
Iacov, vine aici. Du-te, minte-l pe taică-to și tu să primești binecuvântarea. A ajuns să primească binecuvântarea? Da. Cum? Pe scurtătură, pe minciună. Care e rezultatul? Trebuie să fugă de acasă? E dezbinare în familie, e ceartă în familie. Să nu credeți că Isaac cu Rebecca după aia s-o binecuvânta toată ziua unul pe alții. Păi cum ai putut să mă minți? Mai mult de atât zice Biblia că fratele lui Isau a vrut să-l omoară. Ăsta fuge. Știți cât a fugit? 20 de ani. 20 de ani. A zis el, am binecuvântarea și peste noapte, boss. No. 20 de ani de viață. 20 de ani de viață departe de casă. Nu am mai văzut-o pe maică-sa niciodată când se întoarce, doar pe tatăl lui l-a mai văzut în viață. Mama lui era moartă. 20 de ani pentru că o luat-o pe un drum scurt. O deveni mult mai lung. Tu ce alegi azi? Ești la o răscruce de drum. Mergi pe drumul Domnului? Vrei să mergi pe la Marea Roșie? Sau vrei să mergi prin țara filistenilor? Tu alegi. Dumnezeu te pune în fața unei decizii astăzi. Sunt oameni aici tentați, ispitiți, suntem mulți ispitiți, să știți, în fiecare zi, în toate felurile, atâtea ori suntem ispitiți să o luăm pe drumul ascult, pe scurtătorile vieții. Avem impresia că ajunge, bă, dar uite ce aproape-i. Și de fapt, cu cât crezi că e mai aproape, cu atât mai departe. Cu cât crezi că tu câștigi timp, pierzi mai mult timp din viața ta. 20 de ani, Iacov, 20 de ani. Știi ce înseamnă 20 de ani? Timpul irreversibil, nu te mai întorci. La timpul ăla niciodată. Hai să ne rugăm Domnul astăzi. Biserica Geneza vă provoc în numele lui Iisus Hristos să mergem cu Domnul, dar nu uitați, când mergi cu Domnul, nu mergi pe scurtături. Hai să ne rugăm Domnul.